Saul este ales împărat. Samuel deveni un mare și înțelept proroc al poporului său. El îi îndemna într pe compatrioții lui să nu se mai închine idolilor și să se întoarcă la credința cea adevărată și la Dumnezeul cel viu. Dar ajungând la adânci bătrâneți și având nevoie de ajutor, Samuel îi numi judecători în Israel pe cei doi fii ai lui. Ei însă erau niște oameni lacom de câștiguri ușoare și în loc să urmeze calea cea dreaptă, luau darul și judecau strâmb. Văzând așa, bătrânii lui Israel veniră la Samuel și îi spuseră, Tu ai îmbătrânit, iar fiii tăi nu calcă pe urmele tale. De aceea pune peste noi un împărat, așa precum au toate popoarele învecinate." Încredințat fiind că rugăminta lor este nedreaptă, Samuel le ceru un răgaz în care să se sfătuiască cu Dumnezeu. Și Domnul îi vorbi astfel, Ascultă de popor în tot ce-ți spune el, căci nu pe tine te-au lepădat, ci pe mine." ca să nu mai domnesc peste ei. Ei se poartă cu tine cum s-au purtat întotdeauna de când i-am scos din Egipt și până în ziua de astăzi, părăsindu-mă și slujind altor Dumnezei. Ascultă-le deci cuvântul, dar lămurește-le și arată-le drepturile împăratului care va domni peste ei. Samuel împărtăși poporului toate cuvintele Domnului și îi preveni că împăratul pe care îl cer ei îi va subjuga și ei vor geme subjugul lui dar domnul nu va răspunde rugilor lor. Bătrânii însă îi nesocotiră sfatul, cerându-i cu stăruință un împărat. Și Dumnezeu trimise la Samuel un tânăr înalt și voinic, pe nume Saul, și îi spuse astfel. Iată omul despre care ți-am vorbit. El va domni peste poporul meu. Samuel luă vasul cu un de lemn și unse cu mir capul lui Saul. Apoi îl sărută și îi spuse. Iată, Domnul te unge pe tine ca să domnești asupra moștenirii sale, vei conduce poporul lui Dumnezeu și îl vei izbăvi din mâna vrăjmașilor. Și astfel Saul a devenit împăratul Israelului.